Domnul să-l binecuvinteze. În timp ce se vorbea în seara aceasta, mi-am pus o întrebare. Aș fi dispus să fiu membru în biserica primară? Ce ziceți dumneavoastră, ați vrea? Gândiți-vă bine. E frumos când se botează 5.000 de oameni, nu există flori, dar să știți că a doua zi cei 5.000, pentru că s-au botezat, riscau să fie decapitați. Știați asta? Este motivul pentru care în biserica primară nu era timp să se facă cateheză, pentru că cine se boteza, la a doua zi putea fi omorât, nu se boteza oricine. Familia etiopiană s-a botezat în glumă. Când au ajuns la împărăteasa Candace, risca să-și piardă postul și viața. E frumos să fii în biserica primară când trece pe lângă tine Petru și Ioan și își întinde mâinile și zice: aur și argint? N-avem. Dar ce avem? Îți dăm în numele lui Iisus, ridică-te, mai tare un pic, și umblă, aleluia. Dar știți ce urmează? Petre și Ioan după gratii. E vrea să mai fii în biserica primară. Și când stai după gratii, vine un înger, fără programare prealabilă, îți dezleagă lanțurile și te ieșiți și mergeți și predicați din nou în pridvor. Și ăștia își freacă mâinile, capitanul templului, poliția, toți. Cum au apărut ăștia înapoi? Că eu am semnat când am pus sigiliu că s-a fost încarcerat. Mai vrei să fii în biserica primară? Să știți că orice lucrare a Domnului are un preț. Nu mai intrăm în capitolul 5, cu Anania și Safira, că acolo... Și ce se zice ultima propoziție după episodul ăla în care i-au prins cu minciuna pentru ce-au făcut ei? Fiecare era plin de frică și numele Domnului era slăvit peste tot. Nu mai continuăm cu exemplele. Vreau să vă spun o experiență recentă. La ultima servință, aici, undeva aici, a venit un băiat. Ca să știți că și în prezent lucrează Duhul Sfânt. Doar vă reamintesc. La dimistol a fost la mărturisire și mi-a spus, am intrat în clădirea Bisericii Betania la o slujbă divină și cineva zicea: dacă vrei să-ți predai viața Domnului și vrei să o începi de la zero, ridică o mână și coboară aici jos să ne rugăm pentru tine. Bărbatul ăsta era fotbalist de performanță și n-avea niciun gând să se întoarcă la Dumnezeu. A zis: am simțit cum cineva mă ridică de pe scaun, de acolo din partea bărbaților. Cineva m-a ridicat de pe scaun. Rețineți, nu era un băiat oricine, era un fotbalist de performanță. Cineva mă ridică de pe scaun, mă împinge o mână nevăzută să cobor pe scări și să ajung în față. Mărturisea el: când un slujitor mi-a pus mâna pe cap, am simțit un curent care a intrat în mine și am zis: aici e Dumnezeu. Din seara aceea am fost eliberat de toate păcatele mele. Știți că băiatul a fost primul care a fost botezat cu Duhul Sfânt? E botezat și în apă. În mileniu 3, în martie, în februarie 2024, lucrează Duhul Sfânt. Lucrează Duhul Sfânt, aleluia lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm ridicați în prezența Domnului, o să citim aceste bilete, ne rugăm și pentru familiile care sunt încercate în vremea aceasta și să nu vă pierdeți speranța. La Biserica Betania e cam biserica primară și se poate mai bine. Aici lucrează Duhul Sfânt. Sunt oameni schimbați, eliberați. Nu toți o să vă spună dumneavoastră ce li s-a întâmplat în viață, poate unii numai peste 10 ani, dar să știți că în Biserica Betania Duhul Sfânt lucrează. Slăvit să fie numele Domnului. Să ne rugăm în continuare pentru fetița Daria din Chinteni, a fost depistată cu leucemie. Să intre Domnul acolo unde nu poate intra niciun medic. Să atingă sângele ei și să o vindece în numele lui Iisus. Credeți că Domnul poate? Aleluia Dumnezeului nostru! Vă rog să ne rugăm pentru o femeie cu numele Motrocean Mihaela, bolnavă de cancer. Medicii nu-i dau nicio șansă. Dumnezeu să se atingă de ea și de viața ei după voia lui, ne scrie biletul. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu nici ea, nici altcineva din neamul ei. Atinge-te, Doamne, de Mihaela. Se intre Domnul în cercetarea acestei ființe și chiar dacă nu știe că ne rugăm pentru Dumnezeu, pentru că nu-i prezentă probabil în clădire, Domnul poate să o atingă acolo în camera ei, acolo în durerea ei, acolo în această stare gravă de boală incurabilă. Toate cauzele care sunt pe display-ul bisericii le pune în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm și pentru familiile care sunt programate pentru săptămâna aceasta, Cosma, Naomi, ne rugăm pentru Costin Iosif,
familia Coțan Andrei și Filip, Cotarza Felicia, Cotos Isaac și Rebecca și familia lor Cozac, Ana, Crăciun, Iulia. Pentru fiecare familie care sunt în spatele acestui nume de familie, pentru fiecare membru, să fie prezența lui Dumnezeu, să fie sângele Domnului. Aș vrea să stai cu ochii închiși. Poate ai o problemă pe care nu o poți să spui cuiva. Să știi că în seara aceasta Iisus Hristos este prezent la Betania. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Cuvântul Domnului care s-a predicat nu s-a spus în van, nu s-a spus doar să fie spus. Iisus Hristos este Domnul, se spunea în seara aceasta. Iisus Hristos este Domnul, indiferent de problema ta. Iisus Hristos are capacitatea să-ți vindece rana ta, să-ți transforme problema ta în rezolvare. Iisus Hristos este Domnul. Ai o problemă pe care vrei să o aduci înaintea Domnului, fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată. Domnul prezent aici. Domnul prezent aici. Uită-te, Doamne, la mâinile care se ridică. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Simt cum prezența Domnului este în locul acesta. Este prezent Domnul în sală și la balcon. Are putere de eliberare. Cuvântul Domnului n-a fost vestit degeaba. Are putere de transformare, cum a avut putere în biserica primară. Are putere în biserica Betania în seara aceasta. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Să-ți crească credința, să te încrezi în puterea lui Dumnezeu. Să vindece Domnul toate bolile, inclusiv de cancer, leucemie. Când medicii nu mai pot să facă nimic, când niciun psiholog, niciun terapeut, niciun sistem de detoxificare nu-ți poate atinge cineva din casa ta, să intre Hristos în cercetarea acestui caz. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Mâna Domnului să se întingă spre problema ta, spre casa ta, spre pruncii tăi, spre părinții tăi, spre bunicii tăi, spre oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. O putere nevăzută să atingă fiecare cauză pe care o aduce înaintea Domnului. Ne rugăm cu credință, Domnul prezent în locul acesta. Domnul vrea să-ți cheie eliberare. În seara asta se rup lanțuri în numele lui Iisus. Există putere. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și orice putere demonică să cadă, să cadă în numele lui Iisus.